Buzău pentru mine este un loc cu totul și cu totul special, după cum am mai spus de multe ori, și asta și pentru că am foarte mulți prieteni și cunoștințe dragi de aici din Buzău, și pentru că îmi plac foarte mult prăjiturile din Buzău, dar și pentru că în cadrul alegerilor prezidențiale aici am obținut un scor care pentru mine a fost deosebit de onorant. Acele multe mii de oameni care au ales să voteze Ramona Ioana Brunsils așteaptă de la Ramona Ioana Brunsils activitate în domeniul politic. Restart România este un partid nou înființat în februarie, iar în județ va avea candidați în câteva comune, listă completă de consilier municipal la Buzău și candidat pentru prima funcție din Palatul Comunal. Întreprinzătorul Gheorghe Vlase se aruncă din nou în bătălia pentru primărie. A învățat extrem de mult, a trecut prin bune și prin rele, a trecut prin conflicte politice, a trecut prin presiuni politice. Și cu toate acestea, George Vlase a ales să rămână un om integru și un om drept. Buzoienii au nevoie de un astfel de primar. Buzoienii au nevoie de o altă soluție. Buzoienii au nevoie de oameni care să se gândească la oameni. Buzoienii au nevoie de corectitudine, de sinceritate, de cineva care să vină în fața lor, fără să fie un maestru declarat al vorbelor și care să le spună adevărul. Despre un om care înțelege pârghiile economice ale pieței, ale ceea ce trebuie să se întâmple în Buzău. Vlase este singurul economist de pe lista de candidați pentru funcția de edil șef. Eu nu lupt neapărat numai pentru o funcție, lupt pentru un proiect, lupt pentru un viitor, lupt pentru viitorul copiilor mei, lupt pentru viitorul tinerilor, pentru că am această fire altruistă și nu mă interesează ca mâine să câștig eu ceva. Nu este obligatoriu. N-am câștigat niciodată nimic de la cineva pe degeaba. N-am luat. Am fost la gastronom, am plecat din 5 ani de director cu gentuța în mână. Puteam să iau jumate din această societate care avea 120 de restaurante. Nu am făcut lucrul ăsta. Așa voi face în continuare, pentru că eu sunt destinat să fac acest lucru, așa mi este caracterul. Nu-mi trebuie de la nimeni nimic, n-am luat în viața mea șpagă, n-am dat șpagă, nu am plătit pe nimeni niciodată, nu am datorii, nu am scheleți în dulap, nu am datorii la oameni și nici la stat și la nimeni. Eu am programul tot, dar vă spicuiesc câteva lucruri. Dacă vreți, vă spun chiar că voi reduce cu 50% costurile de administrațiile primăriei. Printre alte proiecte anunțate de Gheorghe Vlase se află digitalizarea serviciilor publice ale primăriei și asocierea întreprinzătorilor în vederea dezvoltării economice a orașului.